Prevăd și eu, Sanda, să știi că am niște previziuni legate de ce o să se întâmple acolo. Dar cred că tu previi cel mai bine. Prevezi, nu previi. Mă rog, previi, înțelegi ce vreau să zic. Prezic. Bună dimineața, Ilona. Tu preziști cel mai bine, să știi, și după păi atunci lasă-mă să citesc eu horoscopul. Hai, vină încoace, dacă vrei. Hai, că citesc eu măcar o bucățică. Dar puțin, nu începe fără mine. Nu încep fără Ilona. Bună dimineața, stimați, bună dimineața, energia zilei are focus pe siguranța emoțională a celui de lângă noi. Suntem în pace și uniune. E necesar însă să fim atenți și la propria identitate pentru a nu ne suprima personalitatea, ce poate duce la tensiuni și, de ce nu, la răsturnări de situații. Berbec, a simțit nevoia să puneți accent mai mult pe voi și să nu vă pese efectiv de stările emoționale ale partenerului, creând un disconfort emoțional. E indicat să fiți mai diplomați și compasivi cu persoana iubită. Taur, se pare că stresul acumulat vă provoacă mici probleme de sănătate. Ba mai mult, simțiți că nu aveți vitalitate. E necesar să vă relaxați, să luați această zi de duminică ca pe o zi a meditației, a contemplării. Gemeni, sunteți în armonie relația de iubire sau vă petreceți un timp valoros cu copiii? Sunteți creativi și aveți idei pe care le exprimați eficient, fiind determinați să le puneți în practică. Rac, sunteți foarte senzitivi în mediul în care vă aflați. Preluați într-un mod subtil energiile celor de lângă voi și le confundați cu ale voastre. Fiți echilibrați și ceva mai stabil din punct de vedere emoțional. Leu, ați dori să ieșiți din rutina zilnică și să relaționați. Aveți însă grijă cu cine vă petreceți timpul, pentru că simțiți nevoia de stimulare mentală de persoană cu care chiar aveți ce să discutați. Fecioară, simțiți nevoia de confort, în special cel financiar. Sunteți conștienți de roadele culese în urma tot ceea ce ați făcut. Important este să aduceți și recunoștință. Pot apărea și alte oportunități financiare dacă alegeți să socializați. Balanță. Aveți dispoziții emoționale variate. Sunteți foarte sensibili în ceea ce privește relația de cuplu și, fără să fiți conștienți, împrumutați din personalitatea partenerului. Azi este necesar să puneți accent pe voi, pe propria persoană. Scorpion, a simțit nevoia să vă protejați, să vă închideți emoțional, astfel încât socializarea nu face parte din program. Intuiția voastră este foarte activă și chiar indica să faceți cum simțiți. Săgetător, e posibil să vă petreceți ziua cu prieteni vechi de familie, alături de care vă simțiți în siguranță și în confort emoțional. Tot ei vă pot susține cu idei sau chiar practic într-un proiect viitor. Capricorn, vă focusați azi pe emoții ce vă conferă aprobarea sau recunoașterea celorlalți, neglijându-vă propriile percepții. Fiți mai siguri pe voi și pe autoevaluare. Vărsător, sunteți în căutarea unui nou ideal, a unui nou scop. Tot ce e posibil să găsiți esența dorinței voastre într-un studiu ce ține de filozofia vieții sau întâlniți persoane ce vă vor oferi informații prețioase. Pești, intuiția voastră azi este amplificată, ținând cont de faptul că voi sunteți nativ intuitivi. Simțiți curentul economic și fluctuațiile financiare, astfel încât în zilele care urmează știți clar unde și în ce să investiți. Dragilor, aceasta este energia zilei pentru fiecare semn zodiacal. Și să nu uităm că astrele ne susțin dacă noi susținem viața cu armonie.